O nouă acuzație de malpraxis zguduie sistemul medical din România. Fica și nepoata unui bărbat de 81 de ani îi acuză pe medici pentru decesul acestuia. Totul a început pe 3 ianuarie, când după mai multe investigații la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Sfântul Spiridon și bătrânul a fost internat cu dureri la genunchiul stâng. Diagnosticul stabilit a fost de tromboză venoasă profundă. Când a fost internat în spital, bătrânul ar fi contactat și o pneumonie care i-a adus sfârșitul acuză rudele. Pe data de 5 ianuarie, m-am la spital. Am văzut că starea lui nu este bună. Analizele erau schimbate în rău față de cele de la internare. Febra i-a crescut foarte mult în ultima perioadă, a declarat Corina Muscă, fica pacientului. Tratamentul dat atunci a necrozat piciorul, iar medicii au fost nevoiți să îl amputeze. Familia a cerut părerea altui medic, care a confirmat că singura soluție era amputarea piciorului de la nivelul coapsei, dar care a dat și un alt diagnostic. Mi-a spus care este diagnosticul real, că el suspectează o ischemie pe aorta femurală, care într-adevăr a fost și diagnosticul real, a spus fica bătrânului. Timp de o lună cât a stat internat la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, pacientului au fost schimbate două diagnostice. I-a fost amputat piciorul și s-a ales în cele din urmă cu o pneumonie pe care, conform analizelor, nu avea atunci când a fost internat. Pe data de 2 februarie a decedat cauza decesului fiind conform certificatului, bronhopneumonie și insuficiență cardiorespiratorie a adăugat fica bătrânului. Rudele au depus plângere la Colegiul Medicilor. Cazul este alocat unui referent care analizează care sunt potențialele abateri potențialele de la diversele articole din codul deontologic al nostru, după care identifică dacă este nevoie de o expertiză medicală pentru a vedea dacă a fost sau nu a fost o greșeală medicală sau dacă a fost sau nu a fost, dacă medicul a făcut toate diligențele necesare pentru, pentru a rezolva corect cazul. După care, după ce este terminat ancheta, după ce se fac toți pașii ăștia de expertiză, de adunat informații, să stă de vorbă cu familia, să stă de vorbă cu medicul cu medicul sau medicii reclamați. După aceea, când sunt anunate toate informațiile, se ia o decizie, la, o decizie de propunere de sancțiune sau de propunere de nesancționare a celor reclamați iar propunerea respectivă este trimisă și susținută de către coordonatorul comisiei de de, de de jurisdicție la nivelul comisiei de disciplină a colegiului Medicilor. O anchetă este în desfășurare și la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. S-a decis o comisie de analiză a elementelor medicale Legate de acest caz, o comisie din care vor face parte specialiști din cardiologie, chirurgie, terapie intensivă, sub coordonarea directorului medical, și de asemenea s-a decis transmiterea cazului Consiliului de Etică, care va analiza toate aspectele sesizate de către familia pacientului internat în um, perioada 3 ianuarie, 2 februarie în Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon. De asemenea, este în curs și o anchetă penală. Fica bărbatului decedat în spital a depus o sesizare și la poliția Iași. În dosar se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.